Elevii de la Clubul Copiilor din Pașcani au fost ținuți în frig în ultima perioadă, deși temperaturile de afară au scăzut sub 10 grade, mai ales noaptea și dimineața. Din lipsa unei surse de căldură în unele săli de curs, temperatura era în jur de 16 grade. Din acest motiv, orele s-au desfășurat cu dificultate, elevii fiind nevoiți să stea îmbrăcați cu haine groase. Situația a fost adusă la cunoștința postului local de televiziune BIT TV de unul dintre profesorii instituției, care a venit cu un termometru de acasă și a măsurat temperatura dintr-o sală de clasă. Directorul clubului a aflat la telefon de această situație și a spus că deocamdată clădirea se încălzește parțial de la soare. Ulterior a spus că va rezolva această problemă. Vă spuneam că am primit o fotografie de la cineva, de la dumneavoastră, din care este că temperatura din clădire este de 16 grade și ceva, adică mai frig decât afară. Am înțeles că poate din ordine, într-adevăr, avem niște probleme acolo, pentru că nu se încălzește la maura. Dar aș vrea să știu dacă clădirea este încălzită în momentul de față. Deci în momentul de față nu este încălzită, pentru că nu au coborât temperaturile respective sub... adică, vă dați seama... din centrala pentru o singură cameră. Noi ne-am gândit că o soluție ar fi să primă aerul termo acum, numai că, da, momentan nu avem de stoc. Nu am mai avut stadia asta. Dar dumneavoastră considerați că copiii care vin să își desfășoare activitatea acolo pot să lucreze la această temperatură? Mai avem încă o sală care este liberă și probabil că o să mutăm acolo cerul respectiv, temporar. Și asta mai fi o soluție. Deci avem cel puțin două soluții de backup, dacă pot spune așa. Da, nu este normal, nu știu, acum vă dați seama că sunt un pic și rea intenție. Păi nu știu dacă era intenție. La dumneavoastră în birou ce temperatură aveți? Sincer să spun, nu știu. Dar acasă ce temperatură aveți? 20 ceva de grade. Bun, și de ce țineți copiii la 16 grade? Deci... o să remediem situația, nu știu, eu am avut prima oară, deci s-o măsura efectiv cu termometru, adică pun... Vreți să venim până acolo? Da. Păi nu știu, cred că e cazul să rezolvați problema copiilor, nu? Da. Bun, facem tot posibil să remediem problema, numai că eu abia acum aud de ea, asta era ideea. Nu simțiți că e frică acolo la dumneavoastră sau cum? Deci, v-am spus, pe partea de sol sau fața la soare, nu sunt absolut deloc probleme. Adică chiar, dați seama că nu avem termometru în fiecare sală, adică, nu știu, știți vreo școală care are așa ceva? Haideți să vorbim despre unitatea pe care o conduceți dumneavoastră. Da. Acolo temperatura este scăzută, este mai frig decât afară. Considerați că sunt condiții optime pentru ca elevii, copiii să învețe acolo? Bun. Și cine aștepta să verifice? Cine trebuie să ia măsuri? Cine conduce unitatea? Eu. Ok, veți lua măsurile necesare și când anume? Da, cât mai repede posibil. Deci, v-am spus, avem cel puțin două soluții. Putem să mutăm cel respectiv la într-o cameră prin partea de sud, unde temperaturile sunt chiar peste cele de afară. Adică, nici nu spune problema să fie sub afară, sau să încălzim, sau chiar și trei, în cel mai rău caz, într-o una centrală și încălzim toată partea din nord, centrală. Până acum nicio unitate școlară nu a dat drumul la centrală. Dar dumneavoastră de unde știți lucrul ăsta? Pentru că școlile sunt încălzite. Așteptați ordin de undeva pentru a deschide robinetul sau nu înțeleg? Deci nu se pune problema așa, trebuie să... Dar spuneți dumneavoastră cum e, adică ce anume trebuie să se întâmple așa încât dumneavoastră să încălziți clădirea aia? Dar clădirea este încălzită. Păi de soare, de cine? Momentan, da, de soare. De soare, da? Adică e și de râs, nu știu cum să vă zic. Haideți că vorbim cu inspectoratul școlar, poate înlocuiește managerul de la instituție dacă dumneavoastră nu reușiți. Sau reușiți? Evident că o să reușim, deci nu e problema de asta. Era ideea că... pentru a porni centrala, trebuie niște condiții. Care sunt alea? Să fie temperatura sub 60 grade în clădire. În clădire? Da. Cred că vă înșelați. Este temperatura de afară și oricum ar trebui să țineți cont de
copiii care vin să învețe acolo. Nu pot să desfășoare activitatea la temperaturi mai mici decât afară. Este anormal. La scurt timp, după sesizarea Inspectoratului Școlar Județean Iași, centrala termică a fost pusă în funcțiune în jurul orei 14, iar după câteva ore, temperatura din clădire a urcat la 20 de grade. Purtătorul de cuvânt al ISJ Iași spune că școlile au primit recomandarea să folosească echilibrat sursele de căldură, dar fără să afecteze condițiile normale din sălile de clasă. Conducerea Clubului Copiilor ne-a transmis că, deoarece în aripa de nord a clădirii temperatura coboară destul de mult, aproape de 16 grade, s-a decis folosirea agentului termic pentru încălzirea unității. Inspectoratul Școlar Județean Iași, prin toate demersurile realizate până în acest moment, a recomandat unităților școlare ieșene folosirea atentă a resurselor de care dispun, așadar un consum echilibrat, fără a afecta însă condițiile necesare de desfășurarea activităților specifice fiecare unități în parte. În școlile din Pașcane a început furnizarea căldurii, în unele cazuri, de câteva săptămâni de zile. Conform prevederilor legale, este necesară încălzirea clădirilor publice sau în locuințele branșate la sistemul centralizat de încălzire, dacă timp de 3 zile consecutiv, între orele 18-6 dimineața, se înregistrează valori medii ale temperaturii aerului exterior de 10 grade Celsius sau mai mici. Menționăm că la Clubul Copiilor din Pașcani sunt înscriși peste 800 de copii la 10 cursuri.